Decizia de a întoarce pe linia dublă continuă a dus la distrugerea a două mașini. Femeia circula dinspre Constanța spre Năvodari și a vrut să intre într-o parcare. Nici nu a stat pe gânduri. A tras de volan, nu s-a asigurat și a fost lovită în plin de un autoturism care circula regulamentar. Impactul a fost extrem de violent. Ea venea din partea asta la altă, opus, deci pe partea opusă, și a intrat în ei aici. Uitați-vă și vede de unde. Ce a căutat pe banda asta să întoarcă? Ea n-a văzut că e cu o linie continuă. Nu, se dau foarte ușor carnetele. O singură persoană a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce restul pasagerilor au scăpat cu câteva zgârieturi. Era în fața mea la 2 metri, am pus frânele degeaba. Nu știu. Nu știu, l-am întrebat pe soțul și a zis că nici el nu-și dă seama, nu-și explică ce s-a întâmplat. Nu poate să-și dea seama, nu știu. Șoferița vinovată va suporta pagubele produse la autoturisme și este cercetată penal pentru vătămare corporală.